Doamnelor și domnilor, duelul cu numărul 5, Mădălin Cârje și Alexandru Dobrota. Primul în scenă, Mădălin Cârje. Hei, gata! Mulțumesc frumos! Suntem la a treia întâlnire și încă nu ne-am certat. Nu vine să cred că am ajuns până aici și nu mă refer neapărat la semifinală, ci așa în viață, în general. Ce faceți? Cum sunteți? Bine. Da, pentru... Mulțumesc, Costel. Costel. Pentru cei care nu știu, am mai zis și o să o repet de fiecare dată când mă pot victimiza, o să o zic. Trebuia să mor când aveam 12 ani. Da, de 13 ani trăiesc la negru, m-a uitat Dumnezeu pe pământ și eu, nu știu despre mine, dar eu sunt campion mondial la cel mai multe oglinzi sparte. Asta, 10 ani de ghinion. Nu contează, efectiv. E de oglinza, am spart. Aoleo. Mă enervează foarte mult fetele de pe Instagram care postează o poză Prosecco, cum băiau ele Prosecco la piscină. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. El e la piscină, mă repet, da? Ăla-i citat de pus în spital, Maxim. Poți să-l pui și la piscină dacă n-ai sub tine flamingo-ul ăla, să văd cum te neci. Poate să fie pus acolo. Am început să-mi înțeleg prietenii care nu-mi dau bani împrumut. Că mai bine joci la ruletă, serios. E mai ok. Îi primești mai sigur înapoi decât de la mine. Nu știu niciodată ce se poate întâmpla. Mai am prieteni care zic, bă, Mădălin, am un pont, fii atent. Investește în Bitcoin și în 10 ani... În 10 ani? Mie îmi zici să investesc în Bitcoin și în 10 ani. Eu care, de exemplu, dacă am treabă undeva și trebuie să-mi iau parcare, îmi iau o oră, văd cum mă simt, mai iau o oră. Nu mă arunc, știi? Peste 10 ani. Trebuia să fac transplant cu o bătrânică de 60 de ani. Sunteți nesimțiți ca medici? Dați o inimă zbârcită pe așa caroserie, scuzați-mă că zic. O inimă de bătrânică de 60 de ani. După aia trăiam mereu cu inima aia de babă în mine. Orice se întâmpla, nu știu, ieșa baba aia de mine. Treceam de la asculta Nane la asculta Furduiancu. Începeam și eu să mă masturbez, ieșa baba de mine. Aoleu, Mădălin, vezi că e sărbătoare astăzi. Da, să nu fie mei, îmi pace. Treceam pe stradă, începea să-mi bată inima mine. Aoleu, farmacie. Nu era ok. Mergeam în club, agățam o fată, ajungeam cu ea acasă. Începea să face dragoste, aoleu, noua generație, așa din prima seară. Și cu șalele goale, trebuia să cu pătura pe ea. Ce mizerie. Foarte bine că n-am făcut transplantul ăsta, că după aia făceam mișto prietenii de mine. Mădălin, ai inimă de femeie, ești Kim Kardashian. Ce? Și n-am prins nimic cu Kim Kardashian? Ok, o să las aici. Multă lumea mă întreabă, Mădălin, cum a fost viața ta ca handicapat? A fost nașpa, că ești handicapat? Nu, a fost mega ok, toată lumea mă știa. Eu n-am făcut sport 12 ani la școală. Nu făceam sport, dar jucam fotbal cu profesorii. Așa, din când în când. Eu stăteam pe bancă cu menstruatele clasei. Înainte de calendarul de ciclu, eu le țineam ciclu la fiecare. Care a făcut sport săptămâna asta, care și săptămâna viitoare mergeam de profesor. Vedeți că bagabanta trage chiulul. Asta făceam. Toată lumea mă știa ca handicapat, câinii de pe lângă școală mă știau de handicapat. Vreau să am după al doua, ziceam mușcătură, bă, băiatul cred că n-are voie să alerge sau să întâmple ceva cu el. Asta e? Mulțumesc. Asta nu mă plâng că sunt handicapat, mă plâng că sunt handicapat acum, dacă îmi dau seama, realizez. Dar nu e atât de grea viața de handicapat. Singura chestie care mă deranjează că noi handicapații n-avem o piesă pre care să suferim că suntem handicapați. De exemplu, voi, dacă suferiți din dragoste, o gălăgie de piesă care vă zic că suferiți din dragoste. Dacă n-aveți bani, o grămadă de piese care vă zic că n-aveți bani. Nu? Da. Dar noi handicapați, eu, opera la inimă ce ascult? La inimă mai ars? Cât să ascult? Un băiat care abia și-a rupt o mână, ce ascultă? Boschito aia nu putea să facă și ei două mâini în taină, nu s-au mai întâlnit. Fă ceva, Boschito, dacă e cineva în sală, cântăreț sau cineva care se uită, faceți un album pe boli. Bă, ați rupt în curte la Elias? Când ați începe cu asta, pentru cei cu Orion, toți ăia cu Orion cu voi, știi? Pentru cei cu Alzheimer, numele tău, de azi îl voi uita, poți să faci chestii. Poți să te joci cu publicul. Surdomuții, nu vă aud. Poți să faci toate lucrurile de chestii. Nu, ei. Nu să vezi că nu suntem surdomuți, asta, atenție, ca ok, nice.
Nu m-a întrebat nimeni, dar mă deranjează frizerii foarte mult în ultimul timp. Mi se pare că frizerii au devenit foarte aroganți. Nu știu dacă ați observat, dar toți sunt prea importanți. Cred că toți au un tatuaj cu o foarfecă, ori pe gât, ori pe deget. De unde? De unde e importanța asta de frizeri? Bă, foarte bună ideea, dar nu cu ăștia. Nu, ați văzut vreun brutar cu o franzelă? Nu, de ce semnalizăm dacă nu e jobul important? Medicii foarte bine, să facă o seringă, știi? Ți-e rău un metrou, te uiți pe bară la metrou, vezi că e domn doctor, nu vă supărați. Știi că te poate ajuta, că e doctor. Dar serios, tu ca frizer, când a ajutat pe cineva un frizer? Când a salvat viața cuiva un frizer? Când era o doamnă gata să cadă pe scări la metrou, a venit frizerul, i-a tăiat bretonul, du? Mi-a schimbat viața. Când? Ăștia și fotografii, toți au un tatuaj cu o cameră foto. Ce semnifică? Mulțumesc că m-ai întrebat. Deci e luminița de la capătul tunelului. Lasă-o, naibu. Ăla e primul rezultat când ai scris pe Google tatuaj ieftin doare puțin ieftin 2. Asta semnifică. Sărăcie semnifică, asta e. Nu știu dacă ați observat, dar fotografii toți postează pe Instagram cum beau ei dintr-o cană de aia, tip obiectiv. Work. Ce altă meserie se mai flexează cu jobul pe care îl are? Cine mai bea din ce muncesc ei? În afară de aia care fac pahare. Asta nu am gândit. Cine altcineva? Din nou, nu vreau să par hater. Foarte bună idee să ne dea Tom jobul pe care îl avem. Dar nu cu ăștia. De exemplu, la Lidl, când nu găsești angajatul, știi? Și te uiți aici, vezi un cărucior, zici, nu vă supărați. Atât din patru ani, stați, omilor. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Alexandru Dobrotă. Alexandru Dobrotă. Hai să vedem. La la a we we. La la a we we. Hai. Salut. Da. Cazul meu social nu e că am avut probleme cu inima când eram mic. Cazul meu social e că am muncit la casino acum câțiva ani. Am muncit la casino, da. Ok. Am muncit la păcănele. Nu e ca și cum dădeam cărțile la Blackjack, doar duceam cafele oamenilor cu 10 clase. Dar nu, nu, nu erau toți așa, nu erau toți așa. Unii nei mai beau și cappuccino. Ce am observat cât am muncit acolo e că vin foarte multe tipologii de oameni să joace la păcănele. Foarte mulți, nu vă imaginați cât. Bine, eu ca angajat atunci aveam doar două mari categorii, aia care ne lăsau bacșiș și aia care își beau cafeaua cu lapte scuipat. Da? Ei erau de foarte multe tipuri. Dar erau foarte, foarte multe categorii de oameni care veneau acolo. De exemplu, veneau studenți care jucau o singură zi pe săptămână, duminica, seara, mai pe seară. Nu-i vreun motiv religios pentru asta. Jucau duminica pentru că duminica dimineață găseau aia 100 de lei în pachetul primit de acasă. Știu asta pentru că și eu mă întâlneam că e la gară când luam pachetele alea. Veneau bunicuțe aranjate, cochete, să pregăteau frumos acasă și veneau să beau un frapeu și să joace pensia. Că doar na, dă-i mea nepoți, ce n-au părinți. Erau nepoți care își băteau bunicuțele și veneau să le joace pensia. Că doar na, dă-le de bunicuții, ce n-au seriale turcești. Dar cei mai întâlniți oameni care veneau să joace la păcăneli erau bărbații care jucau fără să știe femeilor că fac asta. Îi recunoșteam de obicei după cum se dădeau cu capul de ușă de fiecare dată când fugeau să răspundă la telefon afară. Dar acum o să mă adresez doar femeilor din public puțin. Dacă aveți dubii despre partenerul vostru, dacă de exemplu întârzii nopțile, vine spre dimineața acasă și nu știți unde a fost, nu înseamnă că vă înșeală, joacă la aparat. Dacă o săptămână întreagă vă ține pe sandvișuri la Mega și apoi brusc un weekend la munte, joacă la aparat. Dacă azi are iPhone 11, mâine Alcatel, poi mâine iar iPhone 11, joacă la aparat. Dacă după sex vedeți că prezervativul a rămas gol și credeți că a mimat orgasmul, nu e adevărat. Orgasmul l-a avut, dar a dat un dublaj și l-a pierdut. Nu-i mereu roșii neagră, ce să faci, da? Eu am 28 de ani și mi-e foarte greu să-mi fac prieteni la vârsta asta acum. Mie mi-e și mai greu pentru că de fiecare dată când încerc să-mi fac prieteni noi, ideea prietenei mele, nu a mea, o face să fie mai dificil. Dar eu până la 28 de ani mi-am filtrat toți prietenii, astfel încât am rămas doar cu aia care pot să vorbesc despre fotbal, filme sau alți prieteni care nu-s de față. Acum ce să fac? Să iau un prieten nou de la zero? Să încep să le duc, să nu cumva să apuce să-mi povestească ce zi lungă a avut el. Nu prieten nou, nu vreau să aud cum ai fost unic.
Nu vreau să aud cum te-ai învârtit o grămadă, dar măcar ai găsit niște scaune drăguțe. Singura situație în care vreau să aud povestea ta e dacă povestea se termină cu și apoi femeia care a rămas în țițile goale a început să arunce hot dog în cealaltă. Atunci sunt interesat, altfel nu. Majoritatea oamenilor au povești inutile. Doar expozițiune, niciun fel de intrigă. M-am întâlnit recent cu un fost coleg de muncă. Da, și el tot de la Păcănele, da. Un om cu multe cafele duse la viața lui. M-am întâlnit cu el recent pe stradă, om pe care nu l-am mai văzut de 5 ani și l-am întrebat de reflex ce face. Și răspunsul lui, după ce nu ne-am mai văzut 5 ani, răspunsul lui la ce face a fost: păi, am fost până la bancă să rezolv cu un card mai vechi, mi-am luat și umbrela asta la mine, că era cam înnorat, dar văd că n-a mai plouat. Am cam stat la coadă la bancă, într-adevăr, dar am rezolvat până la urmă. Pe drum înapoi mi-am luat și două merdenele și acum mă duceam spre casă. Ce mă te fac eu cu toată informația asta acum? Nu. Nu puteai să zici bine și să treci mai departe ca un om normal? Crezi că dacă chiar m-a interesat ce faci, nu scriam eu în ăștia 5 ani? Nu înțeleg. N-a avut niciun fel. Era o poveste foarte bună dacă avea o intrigă acolo, măcar să fi zis că și-a uitat umbrela la bancă. Sau, nu știu, a găsit un inel într-una din merdenele, acum nu știi, să întreabă dacă patiserul a greșit sau chiar era pentru el. Sau, pe drum înapoi spre casă l-a oprit un boschetar să-i ceară niște bani, el i-a oferit o merdenea, boschetarul l-a scuipat, dar noroc avea umbrela. Era ceva acolo. Da. Nu comunic destul. Asta e. Toate fetele care am fost mi-au spus că nu comunic destul. Ok, ambele fete mi-au spus că nu comunic destul. Ok, mi-a zis o fată că nu comunic destul, da? Dar bine, ea și consideră că nimic nu fac destul. Nimic din ce fac nu-i destul. Nu comunic destul, nu fac duș destul, nu strâng după ce îmi tai unghiile la picioare în sfragerie destul. Nimic nu-i destul. Dar de fiecare dată când se întoarce acasă de la muncă și mă întreabă ce-ai făcut azi, eu îi răspund bine. Ce ai vrea să zic mai mult? Fii atentă, mi-am pus 2 ardei un plus la încălzire, la microunde. Și ar fi bine să stai jos pentru asta. Tot rești pe înăuntru erau când i-am scos. Și de ce să spun toată asta? De ce să-i spun toată asta? Doar ca apoi să poată ea să-mi spună pentru că nu e încălzit destul. Mulțumesc frumos, a fost Alex Dobrotă. Bravo!